Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician, o ediție specială. Astăzi președintele României a pus pe agenda publică, da, alegerile anticipate. Este pohta lui Iohannis, iar premierul Orban trebuie să-i dea satisfacție, altfel nu se poate. Astăzi liberalii au decis, premierul Orban într-o ședință politică i-a informat pe cei din guvern, i-a informat pe cei din conducerea partidului cum va sta și cum se va pune problema în perioada următoare. Adică premierul Orban își va angaja răspunderea pe mai multe pachete de legi, pe mai multe inițiative, provocând PSD sau așteptând din partea PSD ca Partidul Social Democrat să depună o moțiune de cenzură. Dacă cei de la PSD nu se vor lăsa provocați de domnul Orban prin o sarabanda de angajări de răspundere, atunci premierul va fi obligat într-un interval de 2-3 săptămâni să-și depună mandat. Așadar, fie va cădea guvernul prin moțiune de cenzură, după angajarea pe un proiect de genul votul în două tururi, fie premierul Orban va fi obligat până la urmă să își depună mandatul pentru a declanșa alegerile anticipate. Aceasta este tema. Este nou subiect politic care va, cum să spun eu, va capacita energiile și discuțiile în spațiu public, acest proiect al alegerilor anticipate, repet, dorința președintelui Iohannis. Vom discuta toate lucrurile acestea cu președintele pro-România, Victor Ponta, fostul prim-ministru al României. Bună seara, domnule Ponta! Bună seara și la mulți ani! E prima dată când ne vedem, fiind însă un an politic agitat, probabil că o să ne tot vedem. Da, și mai ales agitat de când ne așteptam la început, nu? Sincer, eu întreb și eu așa, nu ca cetățeanul turmentat, ci ca cetățeanul normal. Dacă nu vreau să guverneze, de ce nu s-au făcut după căderea guvernului Dăncilă? Eu nu o să plâng niciodată după guvernul Dăncilă. Dar atunci trebuiau făcute atunci alegeri anticipate, nu? Spus, domne, asta e, a căzut guvernul, nu mai există o majoritate, hai să facem alegeri. Totuși s-au zbătut foarte tare liberalii, au semnat acorduri cu 4 partide, cu USR, cu ALDE, pe care se certaseră până atunci, cu DMR, cu USR, cu grupul minorităților și cu câțiva care au plecat din Pro-România. Și PMP. Și PMP-ul. 6 facțiuni, șase partide facțiuni. Și grupări. Au semnat, au făcut compromisuri foarte mari, pentru că unora l-a promis că nu desfințează secția nu știu care, alții că o desfințează. Unora le-a zis la UDMR că nu se fac alegeri în două tururi, celor de la USR că se face și tot așa. Te-ai zbătut, ai obținut o majoritate. Cum ai obținut-o? Nu mai contează. Ai zis că nu-ți trece bugetul. Ți-a trecut și bugetul. De ce nu guvernezi? Eu sunt singurul de pe lumea asta, de pe mapamond, care am dreptul să le spun, să-i critic. De ce? Că am fost în situația asta. În 2012 am devenit prim-ministru în aprilie a trecut moțiunea de cenzură, nu? Și n-am făcut anticipate după o lună. Am făcut alegeri în decembrie și chiar le-am câștigat. Deci ideea a fost, s-a bucurat multă lume și eu deși m-am bucurat. Deși a fost presat atunci, în mai ați preluat guvernarea, da, după căderea guvernului Mihai Răzvan Ungureanu. Am zis, domnule, stați un pic, hai să vedem, hai să le arătăm în astea 7 luni, 8 luni oamenilor că suntem buni și poate ne votează mai mult sau din potrivă. Facem cum s-a întâmplat cu guvernul Cioloș. A văzut lumea cum e guvernul Cioloș și a zis, aoleu, mai bine cu PSD-ul decât cu Cioloș. Ideea asta că am luat guvernarea și după o lună jumate spui că nu mai vrei să guvernezi, eu nu reușesc să înțeleg care e avantajul pentru România. Poate vor să guverneze, dar în alte condiții politice. Adică, cine-i supără acum? Să nu spuneți că PSD-ul că îi rupe Ciolacul în două. Vor 40% în Parlament liberalii ca să ia decizii. Nu e foarte clar ce decizii. Ce decizii nu poți ia acum? Păi nu pot, că e la mustață. Care? Toată majoritatea. Nu știu, votul în două tururi. Dar nu, asta e o decizie pentru noi. Dumneavoastră bănesc că nu candidați la primărie, nici nu. Telespectatorii dumneavoastră. Nu ne interesează. Deci o decizie pentru noi, pentru politicieni, nu? Că până la urmă, să fim serioși. Nu știu, cei din Oradea nu cred că interesează că stă în două tururi, interesează că e bun primar. Cei din București vor alt primar. Eu sunt pentru alegeri în două tururi. Spun unii politicieni că este o temă importantă pe agenda publică. În ce sens? Că românii își doresc cât mai multă reprezentativitate în alegerile locale. Un primar care pot iese să mă cu... supăr eu cu toată lumea asta care reexplică... Supărați-vă, dar e normal ca un primar să conducă, un oraș important cu 15% din liste, toată această din voturile discuție, nu e normal. Dar vă zic de ce zic că nu e normal. Că eu de la Pro-România mie îmi convin în două tururi. Că e un partid mai mic și e greu să câștig eu din primul tur. Dar legea asta cu un tur a dat-o PDL-ul.
Dacă mă înșel, el era doamna Turcan, deputat PDL și ceilalți. Când le-a convenit lor. Noi am strigat atunci de la PSD, că eram la PSD. Am strigat, am țipat, nu mai știu dacă am făcut și moțiune de cenzură contra PDL-ului, că nu se poate așa ceva. După aia s-a schimbat treaba și a uitat PSD. Acum PSD o apără. Mai țineți minte discuția în 2008 că dacă facem alegeri pentru Parlamentul uninominal, doamne, o să avem un parlament fabulos, numai de oameni, extra. Am revenit după aia la liste și ne-am întors să le facem pe liste în 2016. Până la urmă, calitatea oamenilor e foarte importantă. Eu vreau alegeri în două tururi. Să fie, am votat, votez în continuare. Dar să spun că de la asta deodată, toți cei 3200 de primari din România o să fie toți niște oameni fabuloși, extraordinari. V-am ascultat cu atenție. Deci nu vă doriți alegeri anticipate. Ba da, la Pro-România din nou. Din și atunci de unde supărarea de început de emisiune? Nu trebuie să aplaudați supărarea. Dorința președintelui Iohannis atunci. Dar de ce să aplaud? Are destui care îl aplaudă, orice zice. Dacă zice mâine că nu e bine să fie alegeri, dar toți aia care azi îl aplaudau, o să zică că, mamă, ce, uite ce bine a zis. Pentru că încerc să vă spun că această situație pe care o trăim acum, am trăit-o în 2005, nu? Când domnul Băsescu a venit și a zis vrea anticipate și Tăricea nu a vrut anticipat. Dar atunci România mergea așa în sus. Era cu creștere, cu bani, cu... Acum România e ca un avion în picaj. În ceea ce privește banii, în primul rând. În al doilea rând, în ceea ce privește serviciile cele mai importante. Sănătate, educație. În al treilea rând. Nu vorbește nimeni de fapt. Adăugați și infrastructura. Infrastructura, vreau să o adaug de ce? 2020 este ultimul an din exercițiul 2014-2020, bani europeni, când mai poți să semnezi contracte. 21-22, ca ai regula N plus 2, mai decontezi. Dar de semnat contracte mai poți să le semnezi acum. Ai 11 deci, cu alte cuvinte, până în 20 și ceva decembrie 2020, mai trebuie să semnați 73% din banii europeni. Am semnat 27%. Păi știți că nu se poate. Păi nu, durează atunci, mai mult procedura de licitație, domnule Ponta, ați condus România, ați fost premier. Da. Da, știți foarte bine că da. Nu, dacă începe acum o licitație, cu mare greutate trebuie poți să termin poate anul viitor. Sigur. Deci, eu am zis așa, cum probabil au zis foarte mulți oameni din țara asta, de bună credință. Dom'le, hai să dăm jos guvernul Dăncilă, care n-a făcut spitale regionale, n-a făcut școli, n-a făcut fonduri europene, șosele, ce mai fi, și vine alt guvern care de asta se ocupă. A venit nou guvern, i-a schimbat pe PSD-iști cu PNL-iști, că hai să fim sinceri, mă rog, pe aici, pe acolo. Cei de la ALDE au rămas. Știu eu ce ziceți dumneavoastră, zâmbiți, că în energie era ALDE, a rămas tot ALDE. A mai venit PMP-ul și el la împărțeală. Da, și acum zici, domnule, nu mai pot să guvernez. Dar de ce nu mai poți, domnule, să guvernezi? Cine nu te lasă? Repet, nu te lasă... Hai că Ciolacul săracul are treburile lui în partid, în PSD. De ce ziceți săracul? Cum se mișcă președintele interimar? Îl cunoașteți, are... l-ați și promovat la un moment dat pe niște funcții politice. Sper să nu-i fac rău în PSD când spun că îl prefer pe el, că e un om rațional. Și, dar ideea următoarea. Spre deosebire de mine, am preluat PSD în 2010, în februarie. Am avut timp 2 ani și jumătate să schimb niște lucruri. El nu prea poate să schimbe care alegeri peste 3 luni. Și rămâne cu, toată, cu tot cexul lui Dragnea, cu toți baronii, cu toți... nu știu dacă poate sau nu să fac. Mi-aș dori, sincer. Că nu, nu o să fiu niciodată anti-PSD-ist. Nici vorba de așa cea. Dar, bun, PSD-ul nu mai guvernează. S-a îndeplinit obiectivul, nu mai e PSD-ul la guvernare. Dar acum, dacă guvernați, de ce nu guvernați? Plus că mai sunt câteva lucruri extrem de importante, pe care le știe toată lumea. Nu mai sunt un secret sau să dezvălui eu. În 3 septembrie trebuie să se aplice mărirea aceea de 40% la pensii. Dacă n-ai bani, vino și spune. Oamenii pot să înțeleagă că nu e. Cam asta dau de înțeles, că nu sunt bani. Dumneavoastră ce ați face dacă ați fi prim-ministru? Cu siguranță, bani pentru acea mărire de pensii nu există dacă nu schimbi ceva în altă parte. Și anume, de exemplu, ce poți schimba pe termen scurt așa de repede? Administrația publică și sistemul fiscal. Să dai afară oameni. Nu neapărat să dea afară, să înceapă să restructureze administrația. Nu de mai... asta, nu vă folosiți de eufemisme. Da. Restructurare înseamnă dat oameni afară. Dar cum? Bun, restructurare în ce sens? La o firmă, când faci o restructurare, înseamnă să vezi de ce ai cheltuieli foarte mari
și rezultate proaste. Administrația publică în România în acest moment, pe modelul din 1968 făcut de Ceaușescu, are cheltuieli din ce în ce mai mari și eficiența administrației este din ce în ce mai slabă. 2. Sistemul fiscal. Prima problemă a fost ordonanța 114, a fost o idee bună făcută stupid de Vâlcov cu Teodorovici, puse toate cu furca. Ideea să impozitezi mai mult capitalul și să scazi taxarea pe muncă e o idee corectă și bună. Ce a făcut guvernul Orban? Primul lucru a zis, domne, gata, cu taxele pe bănci, pe energie, pe... Dreapta este apropiată de marele capital, să zicem, dreapta. Generic. Românesc, nu străin. Ei, mai dacă mai avem bănci românești... Nu, ideea următoare. Aia a fost o decizie politică asumată, ca să spun așa. Nu stânga, dreapta. Nu mi se pare că e o strategie clară. Pentru că... Când e o strategie, că n-au scăzut prețul la facturi, din potrivă să crească prețul. Nici nu vor scădea. Da. Ideea următoarea. Nu poți să mereu să scazi încasările și să tot crești cheltuielile. Am înțeles, s-a făcut deficitul, se împrumută, până când? Iar ideea că hai să facem repede alegeri până se prinde lumea și le dăm veștile proaste după. Nu cred că e corect. E corectă chestiunea asta. E o idee, o teorie vândută de cei de la PSD. Olguța Vasilescu a făcut prima dată declarația asta. Cum că, practic, forțează anticipatele liberalii și Iohannis tocmai pentru ca în septembrie să vină să anunțe că nu vor mai mări pensiile. Conform legii și să proroge legea din septembrie la calendele grecești sau... Probabil că o vor amâna. Că nu pot să o facă dacă sunt alegeri parlamentare, nu pot să o facă înainte de alegeri parlamentare la termen. Și atunci faci anticipate și în septembrie dai vestea proastă. Băi, român, la fel cum gata, e cu chestia cu mărirea de salarii în educație, la fel cum... Problema e următoarea. Trebuie să schimbi cu adevărat sistemul. Nu e suficient doar să spui că nu mai faci mărirea. Deficitul era și anul trecut. Deci nu e că ai rezolvat problema. Trebuie să te apuci acum... eu nu mai știu. Cred că poate din 2000-2004 n-a mai fost așa o situație, cum să vă spun, președinte, prim-ministru, majoritate parlamentară, Uniunea Europeană, toată lumea ține și opoziția slabă. Că acum, sincer, e o opoziție slabă. Suntem noi, pro-România și PSD-ul, slăbuți în opoziție. Eu cred că apucă-te și fă acum reformele alea. Eu am găsit din explicațiile dumneavoastră, din analiza dumneavoastră, de fapt, argumentele pentru alegeri anticipate. În ce sens? Faci anticipate acum și după aceea faci structurarea administrației. Păi n-au zis că fac chestia asta, dimpotrivă, tocmai și-au pus oameni în funcții. Păi ce, mai dau ei afară? Păi nu-i dau afară la baza piramidei, nu la vârf unde și-au pus oameni. Eu vreau să spun problema că vor câștiga anticipatele, după care vor face restructurările de care vorbiți. Și de ce nu spun chestia asta? Pentru că nu poți să câștigi alegeri spunând că vei face restructurări. De ce? Simplu. Poți să câștigi alegeri spunând adevărul, da. Uite, de când adevărul a câștigat alegeri în România, domnule Ponta? De când, practic, repet, au toată puterea. Nu îi amenință nimeni în acest moment. Nu au nici Uniunea Europeană contra, n-au nici opoziția, nici diaspora, nici americani. Poate că românii vor reacționa prost. Deci, un program, ca opinie, facem o discuție liberă până aici, noastră, aveți experiență politică, să vii acum românilor să le spui că trebuie să... nu știu, să desfințezi unități administrative. Tot felul de primării, da, care trebuie desfințate în România. Nu mai poți să stai cu 3200. Județele mici trebuie desfințate. La fel. Toată pletora asta de agenții inventate, guvernamentale, de structuri, trebuie comasate. Bineînțeles. Și cineva își va pierde, mulți își vor pierde locul de muncă. Da? Deci asta e adevărul. Spune-le oamenilor adevărul, prezintele exact care e situația. De adevărul nu-ți aduce voturi în politică sau în contextul ăsta, domnule Ponta. Bun, și câștigă. Dumneavoastră ați risca acum. Bun, sunteți asta am făcut în 2011. Sau la putere? Sunt în opoziție totală. Deși ați votat guvernul Orban. Nu. Cum n-am să personal. Bătesc. Oamenii dumneavoastră de la Pro-România. Nu a votat nimeni de la Pro-România guvernul. Cei care au plecat la PNL. Au plecat la PNL, da. Dar atunci au votat erau Pro-România. Daniel Constantin. Nu. Din acea zi Câmpeană, au trecut practic la PNL. Dar suntem 25 de parlamentari la Pro-România care n-am votat guvernul și nici nu vom vota. Bun, deci dumneavoastră îi mai e ceva, să fie sincer. Da. O singură observație. În orice variantă. Bun, povestea asta cu haimă PSD, fă tu moțiune să cad eu, mi se pare o poveste, știți și foarte bine că nu va ține și nu o să pice niciun guvern prin moțiune.
eventual pot să ori să-l dea ei jos, cum au dat PSD-ul jos pe Grindeanu. Mă rog, de-aia m-au dat pe mine afară din PSD, că le-am zis că e o idioțenie ce fac și uite că am avut dreptate. Există... Ori să-și dea demisia domnul Orban. Există și varianta asta cu moțiune împotriva, dar e rizibilă. Credeți că ar putea face lucrul ăsta liberalii, să depună moțiune împotriva guvernului PNL? Deocamdată văd că PNL-ul face exact ce făcea PSD-ul în trecut. Exact aceleași greșeli, nicio deosebire. Deci poate fac și asta. Să zicem că nu, probabil că cineva le va zice, bă, nu faceți, chiar în halul ăsta. Și atunci își va da demisia domnul Orban. Dar de ce spuneți că nu va depune PSD-ul moțiune? Pentru că și PSD-ul trebuie să dea satisfacție unui electorat, unui grup. Treacă. Domnul Ciolacu nu poate asista la angajări de răspundere sunt pe bandă rulantă. Sunt de acord. Dar da, nu, adică... nu trece, nu are majoritate PSD-ul. Să fim serioși. Votează și liberali. E, bun, deci aranjamentă de astea pe sumasă. Pentru că moțiunea odată, deci depusă moțiunea pe asumare, atunci cade... Vă dau un scenariu, da? Cuiul PP sunt alegerile din două tururi, pe care să recunoaștem nici PNL-ul, nici PSD-ul nu le doresc. Nu le vor, nu le doresc, înțeles, da? Nici peneliștii. Și atunci, nu le vor. Pe înțelegere între PSD și PNL... Votează peneliștii moțiunea. Se votează peneliștii moțiunea de cenzură și domnul Ciolacu... Eu m-aș bucura. Și dacă va cădea guvernul Orban pentru asumarea pentru două tururi, da, atunci cade și proiectul în sine și se rămâne... Normal, la un... se rămâne la un singur tur. Exact. Deci cu îngrop și guvernul, îngrop și proiectul, da, atunci, din două tururi. Da, da. Make sense. Adică cât cum spune, mai suntem și cum noi spune vii, Oteanu. O să spunem chestia asta oamenilor. Pe vedeți că variante. Le spunem aici în direct? Da, da, pe asta, da? Spun. Și să spunem astea pe sumasă, le spunem da, în direct. Da, și nu sunt chiar atât de fraier să nu vadă această înțelegere. Dar eu spun altceva, în orice variantă, cu, că se înțelege PNL-ul cu PSD-ul la moțiune sau că își dă demisia Orban, o să avem 60 de zile, cât e procedura, plus 90 de zile pentru alegeri, 140 de zile, în care nu o să avem un guvern cu puteri depline. Nu poate să dea ordonanțe de urgență, nu poate să-și angajeze răspunderea, nu poate să facă nimic. Noi acum am fi avut nevoie de măsuri urgente. Urgente din decembrie luate. Păi nu sunt, nu le vedeți? Se împrumută, domnul, se împrumută domnul Câțu. Și cine o să dea banii înapoi? Tot domnul, domnul Câțu după alegeri, nu? Sau un alt ministru de finanță. Sau un alt ministru. Tot România, PNL-ul. România, România va plăti cu vârf și îndesat. Deci asta e problema. Că am înțeles până la urmă și mi s-a părut un joc extrem de irresponsabil și de rău. Și de asta cred că a pierdut mult PSD-ul. Am înțeles tactica de anul trecut a PSD-ului. Băi, măriți, mă, măriți pensii, salarii, că nu le mai dăm noi. Avea până la... E foarte cinică. Pârjoliți? Pârjoliți că plecăm. Dar peneliștii pârjolesc, dar rămân tot ei. Și atunci nu mai are logică. Bun, logica este, dumneavoastră, dacă ați fi în locul domnului Orban... A fost în locul domnului Orban. Păi nu, da, n-ați avut 20% în Parlament. Marea problema lui Ludovic Orban este... Nu, n-are 20, are cât vrea el în Parlament, să vă fie clar. Credeți? Da. Dar în ce condiții? Eu stau în Parlament, da, acolo. În ce condiții? În orice condiții. Trebuie să negociezi și să faci compromisuri în fiecare zi. Cu șase facțiuni, așa am început discuția. Da, da, atâta, le dai șase funcții. Facțiuni. Le dai uitați, funcții. Domnul Tudose, fost dumneavoastră coleg. Le dă funcții. Da? Păi le dă funcții. Ați văzut ce funcție frumoasă la domnul Tudose, da, nu? Știți? Le dă funcții. Să vă zic eu? Nu, nu știți, mai știu. Nu? Deci, negociez cu Câmpeanu, cu Daniel Constantin, cu Tudose și aici și negociez și pe persoană fizică, dincolo de facțiuni, da, negociez cu DMR-ul. Probabil că Ludovic Orban și premierul, președintele Iohannis, înțeleg că nu mai pot guverna făcând compromisuri pe bandă rulantă. Referiți la broștele răioase, cum a zis Rareș Bogdan. Bun, Rareș Bogdan este berbecele mediatic al Cotroceniului, da, și stați un pic. Deci asta a zis ce gândesc toți liberalii, nu așa, deci gândesc nu toți liberalii. Nu mai pot să vor facă să scape de broștele ca răioase. Ca să-și pună oamenilor. Atunci nu mai vor, adică nu mai vor, de exemplu, să negocieze cu Tudose, secretar de stat la interne. Vor, da, să-și îl pună ei. E corect, înțelegeți? E dreptul lor, da. Da, ca resort politic, ca dorință politică... De asta va însemna o guvernare mai bună. Eu repet, eu vreau alegeri mai repede, strict pentru pro-România, e în regulă. Am 25 de parlamentari, luăm mai mulți, probabil că o să luăm 40. Sunteți dar, sigur că v-a plecat oameni sigur importanți din partid? Ați rămas cu partidul cam ciuruit așa? Hai să fim serioși. Știți și dumneavoastră? Nu. Păi l-ai ales voturile pro-România și probabil o să luăm chiar puțin mai mult. Sunt depinde voturile de pro-România sau voturile dumneavoastră, ale lui Victor Ponta? Ale mele și ale echipei mele. Pentru că eu nu pot să fac nimic singur, dar și echipa are nevoie de un lider. E normal. Și contează foarte mult până la urmă liderul. Ideea e următoarea. Deci, repet, vor să fac alegeri. Faceți-le, oameni buni. Vreți să faceți în două tururi? Nu va opri nimeni. Că, de fapt, asta a fost singura discuție la care am participat și eu, deși sunt în opoziție, a fost o discuție cu liderii de grup apropo de alegeri în două tururi. Și am zis, hai, guvernul, faceți ce vreți.
A, nu, stați așa că am promis UDMR-ului. Povești. Știau că nu trece în Parlament. Cum să treacă în Parlament când Ciolacu-i președinte de Cameră? Ce să facă Ciolacu? Se sinucidă de dracu' PNL-ului să pună pe ordinea de zi? Nu o să pună. Normal, logic, de bun simț că nu o să facă chestia asta. Problema e următoarea. Ce faci mai departe? Exact ce spunea mai devreme. Mai ai 11 luni să semnezi contractele pe fonduri europene. Se termină de, Doamne ajută, se termină anul ăsta toate contractele semnate pe vremea când erau Rus și cu Șova ministrii, dar nu mai ai nimic după aceea în lucru. De când semnezi până inaugurezi, trec 3, 4, 5. Am citit o analiză apropo de infrastructură publicată de colegii de la adevărul.ro. Cât a fost ministru Cuc și înainte vechilii lui Dragnea, deci 2018, finalul anului și 2019, la Compania Națională de Drumuri au blocat toate licitațiile și toate procedurile. Nu au răspuns la hârtii, nu au făcut schimbul de documente și au blocat toate proiectele, trimițându-le în instanță. Alea sunt moarte toate. Pentru că vor dura ani de zile până justiția se va pronunța pe fiecare chestie în parte. Da? Deci Cuc, și e terminată. Cuc și toată gașca de acolo, evident că au blocat tot. Problema este că la un moment dat uită lumea cine a fost Cuc, că mare politician. Dar 2 ani, 3 ani, nu ai ce să inaugurezi. Că nu se lucrează nimic. Dacă nu se lucrează, n-ai ce să inaugurezi, n-ai la ce să dai. Așa este. Eu am tăiat pe Anglica, am inaugurat proiecte începute de Tăricianu, de Boc. Da, Anca Boagiu, Boc. Alea le-am terminat eu. Ei au mai terminat sau termină acum ce am făcut eu. Mai departe însă va fi o perioadă de 4 ani când nu inaugurezi nimic. Și între timp ai 20-30 de morți, bun, ai 10 morți pe zi pe șosele. Deci problema următoarea. Oameni buni, faceți, apucați-vă de guvernat. Și oamenii o să zică, bă, PNL-ul nu putea să facă tot așa într-un an. Dar a început să facă. Așa m-ați întrebat ce aș fi făcut. Asta am făcut eu în 2012. Am zis, hai dumne, să facem, să arătăm, să ne apucăm. Nu mi-era bine. În 2012 aveam FMI-ul pe cap, aveam toate alea. De ce n-ați făcut dumneavoastră restructurarea administrativă atunci? V-am reproșat lucrul ăsta de fiecare dată când v-am prins în emisiuni. Făcut, era unul Dragnea cu mustață care desena. Nu, erau doi. Va regionaliza el România. Ați pierdut, acum vă fac un reproș. Enorm, ați sigur. Avut 70% cu USL-ul, da. Și dacă începeați reforma administrativă atunci, poate că eram în altă situație. Am făcut două lucruri. Am făcut Comisia pentru Reforma Administrativă condusă de un PSD și un penelist. PSD-istul era domnul Dragnea, penelistul era domnul Iohannis. Cam așa a fost, da. Și am făcut Comisia de Modificare a Constituției condusă de Crin Antonescu. Avem textele și la una și la alta. Vreau să vă spun că sunt texte bune și la modificarea constituțională și la modificarea administrativă. Ar trebui să le ia pe textele acelea din 2013. PSD-ul nu se poate opune, că era jumate PSD atunci. PNL-ul zice, domne, noi am avut șef la comisiile alea, pe Crin, la Constituție și pe Iohannis la administrație, alături de Dragnea. Veniți cu ele, vă garantez că nu îi dă nimeni jos și toată lumea zice, da, domne, s-au apucat de ceva, hai să le mai dăm 4 ani să ducă la bun sfârșit. Dar nu s-au apucat de nimic, nu spun de fapt, că vedeți că nu-s bani, vedeți că-s probleme, mai spune Câțu, domne, nu rezistă sistemul. Am înțeles, domnul Câțu, știm că nu rezistă. Zine ce faci! Păi Câțu a ieșit abrupt în prima săptămână, după care și-a luat castane în cap, când a zis, bun, și a fost formularea nefericită cu Al Capone, dar în esență omul despre asta vorbea, că nu sunt bani. Și l-am văzut după... dreptate. Avea dreptate. Dar trebuie mai departe să spui și care e soluția? Că eu, Ponta, eu pot să te critic. E soluția cu împrumutatul banilor. Împrumută Câțu, îl bate și pe Orlando. Îl bate mult pe împrumuturi, da? Uite, până să când dau o să pățim ca Grecia. Exact, o țară pe care dumneavoastră o știți foarte bine. N-am votat bugetul pe 2019, propus de doamna Dăncilă și domnul Teodorovici, pentru că m-am sfătuit cu cei cu care lucrasem atâția ani și mi-au spus toți, vezi că au umflat veniturile, nu o să facă 320 de miliarde venituri, o să facă maxim 300. Și am zis, domnule, nu-ți votez bugetul pentru că nu te cred. Cred că ai umflat, că a venit guvernul Orban cu domnul Câțu. Nu credeți că le-au dus de la 320 mai jos? Le-au dus la 350, adică au mai umflat și ei. În timp ce a trecut legea că nu mai e supraacciza, în timp ce avem în fiecare zi proiecte de legi făcute de liberali, prin care se taie taxe și așa mai departe. Fă-mă, oameni buni, primul lucru trebuie să spuneți, uite, Teodorovici cu Dăncilă au pus de la ei din burtă 20 de miliarde, noi punem 300. Ei au pus 350. Și atunci, evident că îmi dau seama că ai făcut un buget
care ține 6 luni. Eu de când am văzut bugetul am fost convins că vor face anticipate. De unde să încaseze 350 de miliarde? De nicăieri. Domnule Ponta, nu există în momentul de față, pe lângă faptul că ANAF-ul este condus în continuare de doamna pusă de Vâlcov, da? Da, mă rog. Nu există specialiști. Nu există specialiști pe colectare. Deci conducerea executivă a ANAF-ului, a fiscului din România, este goală. Este doamna Călugăreanu, da, prietena PSD-ului, ținută de liberali, și în structură de vicepreședinți, de oameni de execuție, nu există specialistul pe colectare. Da? Trebuie să fie un băiat deștept, care are experiență, să colecteze bani în România. Că despre asta e vorba. Atunci... Dacă nu colectezi, nu încasezi, nu poți plăti. Nu e o mare și pe ei și pe noi lăcomia? În noiembrie, octombrie, după ce a căzut guvernul Dăncilă, și am fost întrebat, m-a întrebat și domnul Iocari, m-a întrebat și domnul Orban, nu vă repeziți să puneți guvern PNL? Faceți un guvern de uniune, de tehnocrați, de ce vreți, care să poată să facă ce nu vreți voi să faceți înainte de alegeri. Și după aceea voi o să le câștigați și o să... S-au lăcomit. Nu, domnule, imediat le tremurau mâinile să se pună pe scaunele pesediștilor. Bine, v-ați spus pe scaunele pesediștilor. Acum rezolvați problemele. A, păi stai așa, noi am vrut pe scaune, dar n-am vrut să rezolvăm probleme. Și atunci de ce v-ați mai pus acolo? Bun, dar în contextul politic, un PSD slăbit, ați văzut că și cei de la USR, ca au făcut, acum mergând pe teoria ale conspirației, useriștii sunt într-un scandal de vreo 2 luni. PSD-ul suferă din... Mie mi-au rupt o mână așa, acum mă refac... Vouă... Și un picior. M-au afectat. Nu, stați un pic. V-au destabilizat, ca să zic. Puțin, dar mi-am revenit. Deci, în momentul revenit. Din, știți, e jocul de sumă nulă, din participanții la masă, liberalii nu au cum să piardă. Sunt la 40 și ceva la sută. De aceea, anticipate sau neanticipate, o să se facă pe liberali următorii 4 ani principala forță în Parlament. Apucați-vă și faceți de acum. Eu asta aș face în locul lor. Eu am fost convins în 2012... că USL o să câștige în decembrie. Și am zis, băi, oameni buni, hai să începem de acum, să ne fie mai ușor. 2013 a fost un an foarte bun, să știți. 14 a fost cu alegeri, cu nebunie. Dar 13 a fost un an bun. Am mai lăsat și Boc niște bani în trezorerie, bufferul ăla, adică... Pe care l-a mărit bufferul. Așa nu, nu ne-am atins de el. Au venit bani în țară, a fost stabilitate. Acum, serios, dacă... Deci Orban e al 6-lea prim-ministru în 4 ani. Nu mai numărați ministri, că le pierdeți numărul. Sute, da, și, peste 100. Și anunțăm acum, domnule, fiți atenți, după al 6-lea prim-ministru, o să vină al 7-lea, cine o fi el, nu știu. Păi, între timp, cam în toate țările, Borisov era și când am devenit eu prim-ministru, e și acum în Bulgaria. Orban era, e și acum. Vucic a venit imediat după mine, e acolo. Eu mă uit în jurul nostru, nu mai vorbesc de Merkel, care, da? Nu suntem pe chiar poate țara asta și serioasă. Asta își dorește președintele Iohannis. Sunt premier de 5 ani de zile, până în 2024. Foarte bine. De ce nu l-a pus în noiembrie atunci? De ce l-a pus pe Orban la așa, la păcăleală? Plus că e ceva aici. Păi poate va continua cu... Cum la păcăleală? Poate va continua cu domnul Orban. Bun, poate va continua. Problema nu e până la dumneavoastră nu credeți că va continua cu domnul Orban? Știu. Sau care sunt discuțiile politice? Nu, n-am participat, nu... Pot să vorbesc sau să-mi dau cu părerea. Poate să fie Orban, poate să fie altcineva, treaba lor. Problema noastră este dacă guvernează, se apucă de lucruri bune. Deocamdată nu s-au apucat de nimic. Bun, aveți o relație politică contundentă cu Ludovic Orban de-a lungul anilor, declarații și așa departe. Dar în mod obiectiv, bun, dacă puteți să faceți analiza asta obiectivă, cum îl vedeți pe Orban după aproape 3 luni de guvernare? S-a mișcat bine? S-a mișcat prost? A gafat undeva, în mod, în opinia dumneavoastră? A promis fiecăruia ce vrea să audă, pornind de la ideea că nu se va ține de cuvânt. Și întotdeauna vine un decont. Când îi păcălești pe toți ca să ajungi tu în funcție, îți vine un decont. Ați făcut vreodată greșeala asta politică? De multe ori, sigur că da. Dar am făcut toate greșelile. Nu cred că e vreo greșeală pe care o să nu o fi făcut. Pe de altă parte însă, atunci când am guvernat, dincolo de păcatele mele personale pe care... le-a scos presa întotdeauna normal în evidență, guvernarea a fost stabilă și predictibilă. Sau atunci când am făcut o gafă, am reușit să-mi iau înapoi. Cum a fost aia cu impozitul pe bacșiș, că era tot Todorovici, mă convinsese, am stat 2 luni, 3 luni, după 3 luni, ai zis, băi, Eugen, hai, dă-o încolo, că ne-am făcut de râs. Hai să o luăm înapoi. Păi da, dar ne facem de râs. Hai să o luăm înapoi, dă-o încolo, că nu e bună. Sau alte lucruri de genul ăsta. Problema acum este că domnul Orban zice, domne, promit orice și oricui și fac orice,
ca să fiu prim-ministru. Gata, ești prim-ministru. Acum apucă-te, domne, și guvernează, că tot nu o să fii toată viața. O să fiu o lună, o să fiu un an, o să fii 10. Dar apucă-te și fă ceea ce oamenii așteaptă. A început să ia niște decizii, evident, decizii sunt luate, cu pensiile speciale, cu chestiile care e decizia legate cu pensiile speciale? Ziceți-mi și mie, că sunt foarte curios. Aveți dreptate. Aveți dreptate. Nu am nicio decizie cu nicio pensie specială, că nu poate. Singura decizie... A introdus în spațiu public dezbaterea. Nu, multă nu, dezbatere, da. Să mergi să dai ținte false cu secția specială nu știu care. Acum, serios. Bun, secția... m-ați luat pe picior greșit. Nu, nu, va secția să specială... Vă iau și eu pe picior greșit. Nu interesează pe români de secția specială. Suntem câțiva oameni politici, vrem să știm cine ne face dosarele, că de fapt despre asta e vorba. Da, un mic comentariu pe justiție, după care vreau să trecem la PSD. Nu, celelalte. Acolo, comentariu. De ce este atât de înverșunat Klaus Iohannis pe secția specială? Pentru că și eu vă confirm lucrul ăsta, nu există o mare apăsare în publicul larg, mă refer, pe această secție. Dacă mergem pe stradă, este o minoritate, într-adevăr, interesată de chestia asta, acea minoritate din zona societății civile și a presei. Da, și o să spun niște lucruri... Cine e șeful dosarelor? Da, eu o să spun niște lucruri care nu o să fie foarte comode acum. Este o minoritate în România, aia cunoscută de acum, din ultimii 15 ani, care este foarte interesată de subiectul ăsta. Și cineva... De dosare. Da, de dosare. Cineva pune mâna pe controlul dosarelor magistraților, da? Dar, în esență, românilor nu le pasă de această secție specială. Și atunci, de unde a plecat asta? Exact, a de la Iohannis. Faptul că există minorități cu adevărat foarte mici, că orice minoritate e mică, da? Care de 15 ani din asta trăiesc, din faptul că ei se înșep pe dosare. Până la urmă, hai să fim... S-a dovedit eficient, nu? Îl aveți în față, pe unul care a plecat în funcție pe un dosar, că a zis, au zis trei judecători de la Curtea Supremă, au chitat, mai interesează pe cineva? Ce, mai îmi dă mie cineva vreo funcție înapoi? Păi, de ce nu l-ați dat în judecată? În cheșelul? Sau l-ați reclamat la secția specială? Nu l-am reclamat la secția specială, ori avea lucruri mai serioase. Da, ce, onea, portocală, nu o duc foarte bine, au vreo problemă? Tot sunt început urmările penale. Nu este o temă, totuși, pentru tot poporul. Este o temă pentru câțiva. Și, în general, poporul ce bă, voi între voi vă faceți dosarele, nu ne interesează. Chestia cu un tur sau cu două, spun încă o dată. Foarte frumos, vrea lumea în două tururi și eu vreau în două tururi, că e bine pentru pro-România. Dar să nu vă închipuiți că deodată o să avem 3200 de primari fabuloși, așa, de, doar pentru că e un tur sau două. Ce temă mai aveau? Aia cu pensiile speciale, e o temă adevărată. Pentru că aia e o temă care și pe mine mă interesează. Dom'le, nu se poate să avem discrepanțe între unul care are pensie 200 de milioane și unul care are 10 milioane. Suntem o țară în care discrepanțele cresc. Vrei să o îndrepți? Există o singură soluție, o spun de un an și jumătate, nu contează, nu mă ascultă nimeni, până la urmă să facă tot, cum spun eu. Singura soluție care trece și de Curtea Constituțională și de instanțe și de ce vreți dumneavoastră, de Europa, da? Este să impozitezi. Dreptul de a impozita este dreptul statului român. În orice moment am voie să zic, domnule, dacă și... aveți laptop pe care scrie B1, am voie să pun o taxă. Povestea că le desfințezi, vă spun eu ce se vorbește în Parlament, că m-ați întrebat. Că îi mai întreb, bă, voi ați înnebunit, ce faci? Lasă-mă, că votăm și pică la Curtea Constituțională. Că CSM-ul sesizează Curtea Constituțională și pică. Bun, și ce ați făcut atunci? De ce ați adoptat-o? Păi... Am zis și noi că am făcut ceva. Așa, de gura lumii. De gura lumii. Le place românilor ideea cu pensiile speciale. Era domnul Predoiu ministru justiției pe vremea aia, 2009-2012, nu? A vrut și să fie și la noastră în guvern. Stați un pic. Le-au tăiat atunci nu știu ce bani judecătorilor și procurorilor. Niște sporuri. Au dat în judecat, au câștigat toate procesele. Evident. Și le-am dat toți banii înapoi, i-am dat eu, nu i-am mai dat sigur domnul Bocă, dar i-am dat eu sau nu mai știu cine a mai venit după mine. Deci știți sigur că pierdeți procesele. 3. Ce economie faceți dacă tăiați de la aviatori și personalul navigant? Sunt 500 de oameni. Ați salvat sistemul de pensii. Deci totul nu e... Aproape 200.000, mă scuzați, ca cifră de pensionari și o să găsiți... Nu, 160.000 cu totul, din care 150.000 sunt militari. Militari, da. De care nu se atinge, slavă Domnului, nu se atinge nimeni. La militar am ceva. Dacă ai stat toată ziua în birou și te-ai uitat pe geam, meriți pensie de militară? Asta vreau să spun. Tatăl meu este militar, adică să înțelegem, da? Da. Fost militar. Deci, ai fost în teatre de operațiuni, ok, primești o pensie specială. Când vorbim de militar, vorbim de absolut toți. Ministerul de Interne, SRI, SIE, SPP, ce sunt.
Deci problema e alta. Deci impozitare, spuneți dumneavoastră. Impozitare, 1. 2. Da, ce poți să faci, și iar o să se supere unii pe mine, trebuie să umbli la vechimea la care ieși la pensie. Eu am terminat facultatea de drept în 1995. Anul acesta toți colegii mei de grupă care sunt judecători sau procurori ies la pensie. Ponta, pe și normal. Păi nu, dar, e normal, e absolut halucinant. Asta încerc să spun. Asta trebuie să îndrept, să strângi magistrații, să spui, oameni buni, 47 de ani. Poți să muncești, ba chiar ești mai deștept acum decât erai acum 20 de ani. Un magistrat care hotărăște libertatea, viața, proprietatea unuia... Are o anumită maturitate. Da, la 47 de ani, eu vreau să fiu judecat de oameni, da, de 47-50 de ani, nu de 20 ceva de ani. La personalul militar. Da? Poți să spui, oameni buni, ieșiți mai târziu la pensie, cu excepția celor care aveți anumite însărcinări, trupe speciale, teatre de operațiuni, pompieri, că nu poți la 50 de ani nu mai poți să fii în trupele speciale, da? Nici pompier nu poți să fii sau la smurt la 65 de ani să alergi să salvezi oameni. Ok, și asta, dar asta trebuie să explici oamenilor. Ce s-a întâmplat? S-a băgat chestia asta pe bună dreptate în capul oamenilor. Dom'le, pensii speciale, pensii speciale. Normal, sunt 5 milioane de pensionari, 150.000 aceste pensii. Restul de 4.850.000, zic, bă, să le taie și lor, domne. În loc pe principiul capului vecinului. În loc să vii și să spui, oameni buni, problema în România e alta. Că avem pensii mult prea mari față de pensii mult prea mici. Singurul mod în care poți să strângi lucrurile e prin impozitare. 2. Problema să ieșim toți după aceeași perioadă de timp, cu excepțiile de rigoare, excepții pe care le explicăm. Nu poți să-i spui unui pilot să piloteze avioane până la 70 de ani, sau alții însă pot. S-a vorbit să mărim pe vârsta de pensionare. La cine o mărești? La cei care pot să muncească, funcționari? Da, foarte bine. La ceilalți poate trebuie să o reduci. Depinde. Dar lucrul ăsta înseamnă să vii cu o soluție, domnule, nu să vă Ponta, spun, deșteaptă. Apropo de adevărul așa, spuse până la capăt. Da, generația dumneavoastră poate că a scăpat, dar generația mea, cel puțin, și generația colegilor mei, noi vom fi obligați să muncim până la 70 de ani, că vrem, că nu vrem, pentru că pensiile care o să ne fie oferite, o să fie mizerabile. Și dacă vei vrea să supraviețuiești la 65 de ani, când vrei să intri la pensie, te vei uita pe futuraș, îți vei da seama că vei fi muritor de foame și vei munci până vei muri, ca să te poți întreține. Luăm o scurtă pauză comercială, discutăm despre PSD. Partidul, da? De ce? Discutăm despre Pro-România, discutăm despre PSD. Discutăm despre PSD și despre Pro-România, evident. Discutăm despre PSD pentru că multă lume spune Victor Ponta ar trebui să se întoarcă în PSD și să continue proiectul de stânga, pentru că, evident, cei de la PSD, după cum arată cifrele, vor rămâne în opoziție cel puțin vreo 5 ani, poate. Sau 10, poate sau 15. 10, da? Scurtă pauză și revenim de mai bine de o jumătate de oră cu Victor Ponta, fostul prim-ministru al României și președintele Pro-România. Am discutat despre alegeri anticipate. Mai vreau să spun ceva și vă răspund la tot. Problema următoarea nu doar de pensii salarii, că PSD-ul a ținut-o cu pensiile și salariile, n-ar câștigat alegerile. E bine să crească pensii salarii. Problema este că oamenii deja așteaptă nivelul de servicii publice, și anume sănătate, educație, infrastructură, calitatea justiție, vieții, domnule, da, calitatea vieții. Că oamenii sunt întrebați, domnule, dar de ce vreți plecați din România? Că uite, acum aveți salarii mari. Da, dar sănătatea, educația, infrastructura, justiția chiar... Mi-aș dori ca, nu știu, să se apuce cineva, trebuie să se apuce din ianuarie. Degeaba câștigi mii de euro pe lună dacă n-ai grădinițe unde să-ți duci copii, dacă bun, n-ai un spital decent unde să te tratezi, și ce faci cu banii? Și dacă n-ai oportunități că banii egale trebuie până să cumpără, banii cumpără servicii de calitate. Da, deci cred că asta de fapt trebuie, e reforma care trebuie făcută. Nu văd că PNL-ul face altceva decât PSD și de asta sunt nemulțumit. Bun, mergând mai departe. Nu. Marcel Ciolacu, l-am amintit în prima parte, da, este președinte interimar. Am o relație foarte bună cu va fi congres la PSD, sunt două tabere, dacă le cunoașteți, dacă nu le cunoașteți. Nu le cunoaște. Vă spunem noi, domnul Sorin Grindeanu, fostul prim-ministru, și Marcel Ciolacu. Păi nu e membru Sorin Grindeanu. Va fi făcut membru, acum e o problemă. Eu vă spun, dacă știți, da, interiorul partidului, cum se tranșează chestia. Domnul Paul Stănescu, doamna Gabriela Firea, domnul Cosmin Gușă, pe care cunoașteți foarte bine, cu domnul Grindeanu, cu anumită parte din PSD importantă, se va confrunta cu cealaltă tabără a domnului Ciolacu și altor lideri ai Partidului Social Democrat. Cel puțin așa arată cele două tabere care se conturează în PSD. Dumneavoastră nu v-ați gândit să reveniți în partid? Nu. În PSD să m-am faceți gândit o, și nu o fuziune? Nu. M-am gândit și nu revin. Păi de ce?
dintr-un motiv foarte simplu. Păi dacă Sorin Grindean ajunge prim-ministru, ați fost alături de el, l-ați ajutat atunci... Pot să colaborez foarte bine și cu Marcel Ciolacu și cu Sorin Grindeanu și cu alții din PSD, cu majoritatea. Sunt câțiva cu care nu vreau să mai am de-a face, că nu mai vreau să mai am de-a face, m-am învățat minte. Și dacă dispar? Nu dispar, după cum vedeți. Se trag în selfie sau după ce au făcut selfie cu Dragnea, au făcut cu Dăncilă, acum au făcut cu Ciolacu, o să facă și cu Grindeanu și așa. Tot felul de selfie-man din ăștia, din PSD. Vreau să spun un lucru. În 2010 am devenit președinte. Era Joana cu cei vechi și eram eu cu cei noi. A crescut PSD-ul, numai din chestia asta s-a schimbat. Fiți corect până la capăt, că ați câștigat președinția partidului cu vicepreședinția lui Joana. După care ați mai făcut un congres și v-a spus echipa. Recunoașteți? Da, bineînțeles, a fost, da? Bineînțeles. Dar PSD-ul a avut de câștigat din chestia asta. Că în februarie 2010 toată lumea spunea că așa, că se termină cu PSD-ul. După care în 2012 am obținut cea mai mare victorie. Ideea următoarea. Eu cred că PSD are în continuare și pro-România, stânga, chiar dacă este în minoritate, m-am uitat și eu, 60%, 70% acum din români se declară că sunt de dreapta. Nu știu ce înțeleg ei prin dreapta, dar ei spun că sunt de dreapta. În 2016 erau 50% care erau PSD-iști. Bun. Adică au votat PSD. Deci există electorat, există nevoie de bună guvernare și de măsuri de centru, centru-stânga. Până la urmă, măsuri liberale, cred că am luat eu cele mai multe măsuri liberale ca prim-ministru sau Năstase. PSD ar trebui să schimbe tot ceea ce ține de perioada 2017-2019. I-am spus așa mai în glumă, mai în serios domnului Ciolacu, că în locul lui aș desfința CEX-ul. Că ideea de CEX a rămas, domne, CEX-ul ăla lui Dragnea, unde dă oameni afară și unde ia decizii proaste. Zi altfel, nu știu, să se numească altfel, să fie, trebuie schimbat tot. O adunare politică, birou politic. Bineînțeles, orice CEX, partid are o structură politică. Dar știți, denumirea de CEX, CEX-ul 3 ani a rămas în mintea și a PSD-iștilor, nu doar a anti-PSD-iștilor. Dom'le, locul ăla unde se strâng toți, votează în unanimitate o prostie și se țin de ea, langa. E nevoie de timp pentru reconstrucție. Eu nu cred că PSD poate să câștige alegerile anul acesta 2020, cu mine, cu Pro-România sau fără mine, sau... dar cred că poți să arăți oamenilor că faci opoziție, că reconstruiești, că te repregătești și că oferi încet, încet o alternativă. Nu mi-am închipuit în februarie 2010, nu le-am spus gata, hai, de luna viitoare suntem iar la guvernare, că nu mă credea nimeni. Mi-a zis, o să fie greu 3 ani de zile, dacă facem ce trebuie, oamenii o să poate ne iartă greșelile, poate să mai supărați pe ceilalți. Mi-aș dori, nu mi-e ușor, pro România e greu, crești, nu știu, la 7, la 10, la 12%, nu e greu să cred că pot să fac acum niște rezultate uriașe. Mi-aș dori să existe o stângă unită, dar nu în orice condiții și nu cu oricine. Da, mâine PSD-ul face CEX, apropo de... Iar mai face un CEX. Mâine face PSD-ul un CEX, da, modificări ale statutului, foarte interesant, da? Legate de funcții de conducere, de astea sunt treburile interne până la urmă. Grindeanu ar fi un președinte bun, Marcel Ciolacu s-ar descurca în funcția asta, ambii sunt din tabăra, mai, din nou val, promovat de dumneavoastră. Amândoi sunt doi oameni raționali. Pe amândoi pot să-i strice anturajul. Vasile Dâncu? Am înțeles că vrea să revină. Ați avut o relație bună cu el? Am un respect pentru inteligența lui Vasile Dâncu. E unul dintre oamenii deștepți. Da, e o politician bun? Nu sunt deloc încântat de aptitudinile lui politice. De și ce? Știe chestia asta. Nu atrage voturi Vasile Dâncu sau în ce sens? Vor să-l facă președinte executiv. Știți că cunosc toate aceste lucruri. Păi se întâlnesc pe la Tudorache. Dar e un om foarte deștept. Ăsta e un lucru important deja, este... că tot a zis Manda că nu mai propun proști. Deci o prostie mai mare decât să zici, știți, până acum am pus numai proști, dar de acum încolo vă promitem că tot noi care am pus proști nu mai punem proști. Ceva mai groaznic eu cred că nu deci, se poate imagina. Paul Stănescu cu Vasile Dâncu, Cosmin Gușă. Bun, sunt treburile lor. Încă o dată spun, vorbesc cu foarte mulți dintre PSD-iști. Cam astea sunt numele cu care veți colabora, pentru că vreți, nu vreți. De ce trebuie să colaborez? Dacă nu, e cazul. Nu vă convine, practic rămâneți cu... Noi avem candidații și o să vă bateți pe voturile din zona de stânga. Da, centru-stânga. Sau de centru. Problema e următoarea. În 2014 am avut 5,3 milioane de români care ne-au votat. Acum au rămas 3 milioane. Cu totul vorbesc. PSD și pro-România. Că PSD-ul la 2.200.000, noi vreo 600. Cum îi recâștigi pe ceilalți? De fapt, asta e provocarea. Să crezi că gata, a plecat Dragnea.
Așa crește Dăncilă. A plecat Dragnea și am recâștigat. Nu i-ai recâștigat. Acum a plecat Dăncilă. Gata, facem la fel și că e rău PNL-ul. E rău PNL-ul. Dar trebuie să arăți că tu ești mai bun, că altfel nu o să zică lumea. Hai, domnule, înapoi la PSD. Că... Dar ce să faci în opoziție? Cum să arăți că ești bun în opoziție? Oh, în foarte multe moduri. Schimbând oameni, schimbând modul de abordare, schimbând teme. Mie îmi spate că în continuare se bat pe niște teme care nu au legătură cu oamenii. Se bat pentru niște teme care îi privesc pe ei. Că, de fapt, 2017, 18, 19, de ce a pierdut PSD-ul 2 milioane de voturi? Și oameni, mulți, nu doar pe mine, și cei care au venit la Pro-România și alții. Pentru că impresia tuturor a fost că ei se bat pentru problemele lor, nu ale mele. Cum să-l scape pe Dragnea, cum să-l pune pe... Și impresia a devenit și certitudine. Evident. Când au văzut legile, cu legile justiției, când cu Dragnea... Când au văzut pe cine au pus în funcții, hai mă, PSD-ul din tot, PSD-ul ăla de care se vorbea, de oameni deștepți, până la urmă, Ciolacu, Grindeanu, Dâncu, că a zis de ei, o pui pe Dăncilă prim-ministru, o pui candidat la prezidențiale, vă duceți toți la Romexpo după ce căzuse, picase la moțiunea de cenzură și aplaudați ce bună e Dăncilă. Aveți știți, un organism trăiește dacă are anticorpi. Când se întâmplă ceva, când un șef ia să-i sinucidă pe toți, ca în legenda cu fluierul și când ceapă șoare să-i nece, domnule, anticorpii reacționează. Alo, Dragnea, Dăncilă, ai luat ora? PSD-ul n-a avut n-are aciștii anticorpi. Am văzut deja cei mai slugarnici cu Dragnea și Dăncilă au început să trimită scrisori. Domnul președinte Ciolacu, dumneavoastră sunteți. Evident, o să-l arunci și pe Ciolacu, o să-și facă selfie cu următorul. Oamenii văd chestia asta. Dom'le, nu v-ați bătut pentru noi, v-ați bătut pentru voi. De ce să vin eu la vot să vă votez? Că nu-mi place de PNL. Așa, eu nu-mi place. Păi, v-am dat pensii și salarii. Haideți la vot. Nu mi-ai dat de la tine. Nu mi-ai dat de la tine, mi-ai dat de la mine. Nu-mi reproșea că mi-ai dat ceva ce e al meu. Până la urmă înseamnă că publicul, chiar și publicul PSD, hulit de zona de dreapta și chiar de o parte greșit, are nevoie de cineva care să-l apere. Da? Nu, publicul acela s-a maturizat și înțelege că niciun politician nu dă de la el. Da? Bineînțeles. Dacă împarte resursele, până la urmă, publici, ale și mai spune ceva publicul ăla. Dom'le, să te văd că te bați pentru mine. Poate te și pentru tine, am înțeles, da? Dar vreau să văd că te bați pentru mine, că de-aia te votez și de-aia ai mașină, birou, secretar, salariu și așa mai departe. Dar vreau să văd că te bați pentru mine. Asta încerc eu să fac. Ce s-a întâmplat cu Pro-România? N-am discutat despre Pro-România pentru că agenda publică s-a încărcat cu alegeri anticipate. A spus că vi s-a tăiat și mâna și piciorul. Sau? Da, a crescut la loc. Dar ce s-a întâmplat? De ce au plecat oamenii ăia? Pentru că toată lumea s-a uitat la Pro-România ca un proiect... De succes, de asta. Da? Aici, sigur, eu nu sunt adeptul teoriei conspirației, dar evident că Pro-România tot creștea și USR-ul cam creștea, după care s-a întâmplat ceva și la Pro-România și la USR, pac, au apărut niște oameni, niște domni. Bun, sunt dureri de creștere, ca să zic așa. Nu pot să zic că mi-a picat bine, dar până la urmă ideea e corectă și important e dacă putem să reprezentăm, bun, să ne batem pentru niște. Noua echipă Pro-România din cine este formată? A plecat domnul Tudose, Grindeanu, Câmpeanu, Daniel Constantin, cine? Corina Crețu, Cătălin Nichifor, Gabriela Podaș, că oamenii în general, nu noi, că n-au apărut acum în politică, dar care, dacă n-ați auzit foarte mult de ei, înseamnă că n-au făcut lucrurile. Ei, nici chiar așa. Mă discutăm de... Nu, Corina, evident că e foarte cunoscută. Și în general, peste tot în teritoriu, candidații noștri la locale, 90% dintre ei n-au candidat niciodată. Sunt oameni tineri, eu am fost uimit. Oameni tineri care mi-au zis... Oameni noi în politică. Da, nu, dar au zis, da, suntem de stânga, nu suntem cu PNL-ul SR-ul, dar la PSD n-am fi venit niciodată. Pentru că la PSD nu vrem noi oamenii tineri. Dar vreți voi de la Pro-România? Da. Dar știi că e greu. Bun, poate nu câștig acum. Nu-i nimic, rămân consilier. Mă bați, câștig în 2024. Bun. E o nouă generație de stânga. Nu e rău. E chiar foarte bine să existe așa ceva. Nu poate să fim toți de dreapta. Că nu e regulă, nu e o țară normală. Mulțumesc pentru prezență, domnule Ponta. Vedem ce se întâmplă. Revenim după o scurtă pauză comercială. O să avem puterea și opoziția de data asta în studio să discutăm ce se întâmplă pe scena politică. Avem și declarații foarte interesante. Miercuri, joi, ședință de guvern. Astăzi întâlnire importantă la PNL. Da, s-a luat decizia, vă spuneam că premierul Orban i-a informat pe cei de la PNL cum
va fi strategia pentru declanșarea alegerilor anticipate, dorite și impuse de președintele Iohannis. Scurtă pauză și revenim în dezbaterea politică.